mie cel mai greu în treaba asta cu blogul pe care o fac de atâția ani, să mă adresez publicului masculin. Prima dată am spus că ei nu există, știți? Am făcut ca Ardeleanu, care când a văzut girafa a zis că așa ceva nu există. Așa și eu, știi, în materie de beauty blogging, am zis nu, bărbații nu au ce căuta în beauty blogging, adică ei nu sunt interesați de un blog de beauty. Până când mi s-a întâmplat să primesc mesaje private din partea domnilor care îmi citesc blogul și nu ca să-mi propună diverse de întâlniri sau altceva, ci pur și simplu să mă întrebe dacă să se dea cu crema X pe față sau nu, că le-a ieșit un coș, că și-ar lua crema cu tare, dar nu sunt foarte sigur. Și ce a fost într-adevăr cel mai dramatic, să spun așa, din punctul meu de vedere, a fost faptul că la un moment dat unul dintre ei mi-a spus să-mi este rușine să-ți comentez pe blog, pentru că dacă ți-aș comenta pe blog, toată lumea ar interpreta acest lucru din partea unui bărbat ca fiind un mare minus. Adică cum să comenteze un bărbat pe un blog de beauty și cum să ceară un bărbat sfaturi despre cosmetice. Da, și chestia asta e o treabă care nu... Pe mine inițial normal că m-a făcut un pic să râd, dar apoi mi-a dat un pic de gândit. Și ca om, și ca profesionist în domeniul analizei de piață de atâția ani, și mi-am dat seama, băi, stai puțin că treaba cam așa este. Există o categorie de consumatori micuță, este adevărat, la un moment dat aproape era inexistentă, știți, ca girafa pe care nu o vedea Ardeleanu, dar ea de fapt era în creștere. Știți că girafa e mică și ea e mică la un moment dat, și ea este embrion, dar după aia la un moment dat crește. Și de asta seria de recomandări de cadouri pentru acest Paște începe cu idei de cadouri pentru bărbații din viața dumneavoastră. Da? Fie că ți este frate, fie că ți este prieten, fie că ți este coleg de serviciu, fie că ți este soț, fie că nu știu ce. Și că există acel context în care va trebui să-i faci, va trebui, simți tu, să-i faci un cadou de Paște, ce-ar fi să te gândești și la niște lucruri care poate la prima vedere par... Adică unui bărbat ce-i cumperi? Un bărbat îi cumperi! Asta are... Câtă? 5 kg. Îi trimite. Da, îi cumperi niște gantere sau un abonament la sală. Da, îi cumperi o sticlă de whisky, în fine, sau mai știu eu ce. Îi mai iei câte o jucărică de asta de... Deci Butaforia este sponsorizată de data aceasta de ceea ce dețin băieții mei, și anume soțul meu și băiatul meu. Deci ei asta au, chestia asta o folosesc împreună. Aia de 5 kg, nu, copilul meu nu are voie încă pentru că este prea mic ca să folosească greutăți. Astea sunt ale mele. Astea sunt de, de 2 kg. În fine. Ideea este că, na, de obicei cam asta se ia cadou bărbaților, dar nu. Merită să le luăm cadou bărbaților din viața noastră și lucruri de genul acesta. Și mă bucur pe această cale că Farmec a gândit o gamă cu adevărat adresată bărbaților. Pentru că un alt impediment la care probabil doamnelor, sau tot domnilor, că, na, nu v-ați gândit, dar un bărbat nu vrea neapărat să folosească o cremă care să arate frumos într-un borcanel alb pe care este o floricică și care miroase a floricele. El vrea să aibă un produs cosmetic care arată, nu se va arăta. Așa este o cremă către care probabilitatea ca un domn să întindă mâna este mult mai mare. Și anume, asta este o cremă, este crema antirid de la Gerovital Men cu acid hialuronic, care nu doar că arată masculin, este și gândită în așa fel încât să fie mai masculină. De-aia sunt așa un pic, acum mă vedeți că parcă nu sunt în elementul meu, pentru că înainte de acest clip și nu mai înainte de acest clip, ci și ieri, m-am dat cu această cremă. Să văd dacă ca și textură, ca și... Este foarte hidratantă, este foarte plăcută, este genul ăla de cremă, te-ai dat cu ea, nu-ți rămâne nimic, dar tenul este hidratat, este ok, însă are un ușor iz masculin, ceea ce mie nu-mi place, adică eu pe pielea mea nu-mi place să simt chestii, aici mai am alte produse, nu, doar dacă aș fi, nu știu, undeva la capătul pământului și n-aș avea posibilitatea să-mi iau nicio altă cremă, aș apela la această cremă, dar ea ca și formulă este absolut ok, are acid hialuronic,
are vitamina E, are tot ce îi trebuie, ce este interesant că are și o formă de acid hialuronic pudră, dacă nu mă înșel, și o zice așa, sunt două tipuri de acid hialuronic, da, pudră, care acționează în exterior, și lipozomal, care acționează în interior. Deci, e gândită oarecum pentru nevoile unui bărbat, pentru că de obicei fața unui bărbat, chiar dacă nu primește machiaj, primește acel, cum se cheamă, deci se bărbierește, nu știu dacă neapărat se bărbierește zilnic, dar se bărbierește la câteva zile, care este totuși, deci actul în sine este o agresiune pentru ten, așa este perceput, oricât ar fi epiderma lui de masculină, e, sau dacă e bărbos oricum, mai trebuie să-și mai facă ceva, știu că bărboșii se mai tunt, se mai piaptănă, se mai, le mai apar printre file de păr, de acolo coșuri și nu știu ce și așa. Nu vă oripilați, doamnelor, că trăiți cu ei, sau domnilor, că și voi tot cu ei trăiți. Că, apropo, cu ocazia asta, acesta este un clip care nu este hetero. Adică nu mă adresez doar bărbaților hetero, ci tuturor, pentru că ei, până la urmă, nu contează că sunt sau nu sunt, trebuie să se îngrijească. Pentru că există, apropo, există o prejudecată că bărbații homo folosesc mai mult produse cosmetice. Domnilor, conform studiilor, pe baza comentariului, studiului personal pe care l-am făcut pe baza mesajelor private sosite din partea dumneavoastră pe Facebook și pe Instagram, pe paginile Beauty Barometer, nu! Nu, eu nu trag această concluzie, într-adevăr, există și bărbați de orientare homo, gay, care mi-au scris și mi-au cerut sfaturi, dar există și o grămadă, mult mai mult, care nu sunt, da? Ca atare, și pielea bărbaților are nevoie de îngrijire. În asortimentul Farmec găsiți o gamă foarte, aș spune eu, completă, eu încă n-am aici toate produsele, pentru că exact acum mă uitam un pic pe site înainte să mă apuc să fac clipul, mai există și niște fiole, de exemplu, pentru problemele de cădere a părului. Calviția este o problemă preponderentă a bărbaților, e și a femeilor, dar bărbații se confruntă de mai tineri cu problema căderii părului. Și ce avem aici? Avem un gel de duș, care se poate folosi și pe față, și pe corp, și pe păr, și este făcut cu extract ecocertificat de rodie, pentru că na. Ești în bărbații sunt un pic mai rapide, că voi nu, cam așa sunteți, nu aveți timp să stați cu 7000 de produse și așa, vreți un produs care să meargă pentru tot. Agro Vital a gândit lucrul ăsta. Acum o să știu ce o să-mi spuneți, dar mai sunt o grămadă de alte produse pe piață. Cunosc Agro Vitalul de prea multă vreme, ca să nu observ cum a evoluat și încrederea în aceste produse eu mi-am format-o nu de azi, de ieri, ci de niște zeci de ani, da? Bineînțeles că pot să vă recomand o grămadă de mărci de high-end care au și prețuri foarte mari și produse competitive, produse extraordinar de mișto, dar aici vorbesc de un brand care se adresează absolut tuturor, care are o calitate super ok, adică este exact ceea ce scrie pe ambalaj, cam se întâmplă. Aici ce mai am? Un șampon Clean & Cool, ăsta este pentru utilizare zilnică, tot pentru bărbați, normal, că scrie pele. Spumă de ras sensitiv și un produs pe care, apropo, îl folosește un bărbat din familia mea. El, de fapt, folosește fiolele cu acid hialuronic de dinainte să apară în acest ambalaj și este genul de produs despre care chiar el mi-a spus că e genul de produs care nu îți lasă nicio senzație de niciun fel. Adică pur și simplu te da cu ceva. Pentru că asta, bărbaților nu prea le plac senzațiile. Bărbaților nu le plac senzațiile lăsate de produsele cosmetice. Cum le plac nouă? Aromă, textură, să fie catifelat. Nu, e vor să se dea cu produsul ăla să-și facă treaba atunci, după aia să uităm de el. Da? Nu mai vrem să ne amintim și nu mai vrem ca nici ceilalți din jur. Adică așa am observat în general la bărbați. Domnilor, mă contraziceți dacă greșesc, nu vrea nimeni să observe că ei au folosit ceva, dar totul să fie ok. Iar ce este minunat la fiolele acestea, odată că vine în cutia asta, vin 10, așa, și este un dispozitiv care ajută să desfacă, vă ajută și pe voi. Și apropo, doamnelor,
genul de produse poate folosi împreună. Da? Așa. Dacă cumpărați, adică dacă cumpărați cutia sau dacă o faceți cadou, există mari șanse. I-ați făcut cadou lui cutia asta, dar o să o folosiți împreună. El poate să-și facă, domnul care va primi acest cadou, poate să desfacă cu ajutorul acestui căpăcel, să desfacă în siguranță ca să nu se taie la deget. Pentru că, na, noi femeile, prin natura noastră, prin ceea ce suntem mai obișnuite să vedem sânge decât sunt obișnuiți ei. Și dacă s-ar tăia la degețel, credeți-mă că, na, este bine știut și la dentist și peste tot, se știe, un bărbat leșină mult mai mult și are un... Îți face mult mai repede rău când vede sânge versus o femeie. Asta este o statistică medicală, nu a scos-o acum tătucu din poanie. Bun, deci astea sunt și astea costă vreo 60 ceva de lei în ambalajul acesta. Crema asta e vreo 30 și ceva de lei. Găsăm produse, apropo, mie asta mi s-a părut, eu inițial înainte să mă uit pe site, am estimat-o la un preț mult mai mare, o sărisem undeva pe la 50, 60, chiar spre 70 m-am dus, odată pentru ambalaj, odată pentru textură, odată pentru ceea ce conține și mai ales că acidul hialuronic este cam pe la mijlocul listei, ceea ce este foarte bine și mai ales și vitamina E, dar nu a fost, vă zic imediat, ne pe telefon. Apropo, bine de știut că în perioada 19-23 aprilie ai 20% reducere la achiziția minim două produse din promoția asta Easter Shopping Event. Sunt aici cu... Ia să vedem dacă reușesc să o focalizăm. Da, e promoția de la Farmic. Apropo, cei de la Farmic, acum chiar mă uitam că au o grămadă de promoții și chestii. Stai să mă uit acum și pe... la capitolul noutăți. Am să mă uit eu acum, pentru că aici le-am găsit. Astea erau pe site, da, produse noi. Produse noi și crema antirid, acid hialuronic, Gerovitalmen, 36,24 lei. Văd că sunt deja 3 opinii acolo. Ia să vedem cine a lăsat opinii. Dacă a lăsat o doamnă sau un domn. Andrei! Ia uite ce, o folosesc de o lună, dar nu observ mai nimic. Am așteptat la ceva mai bun. Da, Andrei, pot să-ți spun eu, pentru că tu ai postat, ai zis că folosesc de o lună, dar nu observ mai nimic. Uite, mă fac acum, mă transform în call center Farmec. Depinde și ce ai mai folosit în rutina ta. Doamne, mă apuc și răspund la ce au comentat oamenii acolo. Cremă potrivită doar pentru noapte, nu are SPF. Oh my God! Ăsta este un domn deja avansat în cunoașterea cremelor. Bravo, Radu Bogdan, nu știu cine ești, dar faptul că ai spus că nu are SPF și este potrivită pentru noapte, șapo ba, deci vedeți? Și ce mai este aici? Mai e cineva, Iosif, zice din nou o cremă universală pentru zi și noapte, fără protecție solară, pentru timp de zi. Pielea bărbaților este mult mai expusă la intemperii, ale razelor nocive ale soarelui. Cred că era benefic să conțină și un filtru solar, domnilor! Mă surprindeți! Deci sunt trei comentarii, trei opinii deja de la trei domni, dar eu deschisesem de fapt să vă arăt. Na, aici este crema și mă bucur foarte mult că domnii deja lasă păreri despre creme. Deci, aveți ce să le faceți cadou domnilor din viața voastră. Despre cadourile pentru domn ne-am lămurit și cred că v-ați lămurit și voi. Pot fi considerate aceste produse o opțiune foarte bună. Și acum să trec la propunerile de cadou pentru doamne. Bineînțeles că doamnele sunt mereu, din punct de vedere al cosmeticelor, sunt mereu cele mai avantajate, cele mai, să zic, alintate de către mărcile de cosmetice. Și am aici două cutii, efectiv, superbe, de la, tot de la Gerovital, la Farmec, pe care inițial, când le-am văzut, am zis, astea singuri sunt Gerovital? Da, pe astea le-am primit din partea celor de la Farmec. Și așa cum am zis, când am deschis coletul, mă uitam și nu venea să cred cât de bine arată. Odată ambalajul negru, dar și cum se simt. Adică intră deja în altă ligă, nu mai intră în ceea ce zicem noi că Farmec, Gerovital, bine, sunt branduri mai, mai populare, mai low cost, să zicem așa, nu mai. Adică o casetă de genul ăsta și arată. Și se prezintă extraordinar de bine, adică poate sta bine mersi lângă un brand de high-end, fără, sau măcar lângă un brand premium din zona de drugstore. Foarte bine arată.
Ca și prețuri, o să vă spun imediat. Știu că asta este în jur de 60 și ceva de lei. Dar să mă uit pe site ca să nu vă induc în eroare, pentru că ați observat că memoria mea de la o anumită vârstă începe să mai dea cu virgulă. Imediat vă spun, dar apropo, oricum, pe secțiunea de casete cadou de pe farmec.ro, chiar vă recomand să intrați acolo, pentru că casete cadou, așa se cheamă, găsiți o grămadă de cadouri începând de la, știu că cel mai ieftin este acel set travel size, care este 19,37 de lei. Adică acesta de aici, unde aveți o grămadă de cosmetice în format travel size. Dar acum hai să vedem asta, astea drăguțe, drăguțe așa, fancy. Deci asta costă 132 de lei și este o casetă neagră, elegantă, în care aveți un brow powder kit sprâncene, deci o paletă așa, aveți un rimel, mascara Supreme Lash și fiole cu acid hialuronic, nu știu câte sunt, dar o să le desfacem. Hai să o desfacem pe asta prima, dar înainte, până o desfacem, să vă zic și cealaltă cât costă, ca să nu greșesc eu aici informațiile. Pam, 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 pam. Da, asta este 69,81 lei și asta conține așa, conține o apă micelară cu acid hialuronic și un mascara Devilash. Devilash sau Devil, da? Deci, oricum, ca și look and feel. Hai să le desfacem. Adică dacă tot le-am... A, ce e foarte frumos este că pe spatele fiecare cutii este foarte scris alb pe negru. Asta întorc frumos. Vedeți exact ce conține fiecare. Aveți utilizare, tot ce vă trebuie ca să știți exact. A, și gramaj. Aici aveți 10 fiole, zice. N-am văzut eu prima dată. Hai să o desfac. Îmi imaginez că am primit o cadou. Asta, am aici un mic sigiliu care mi arată că sunt prima persoană care folosesc acest produs. Și uitați ce frumos. Nu, acum pe bune, sunt la o parte toate chestiile subiective, dar o asemenea casetă mi se pare făcută de cineva, în primul rând, cu foarte mult bun gust, care are aceea artă a cadouri. Știți că de obicei sunt toate mărcile astea mari, da, Boutique Dior, acolo Lardu, au ei un, se cheamă într-un fel, arta de a face cadouri, care exact despre asta este vorba, să știi și ce să selectezi, dar și cum să ambalezi. Iar caseta asta arată pur și simplu super. Ai aici în partea de sus și este și practică. Ai frumos toate fiolele, da? Este aici căpăcelul acela pe care îl găsiți și în cutia pentru bărbați. V-am explicat înainte, pentru că na, nici noi, doamnele, chiar dacă suntem obișnuite cu sângele, nu trebuie să ne fie degetele sparte. Eu am bățit-o o singură dată. Bine, trebuia să mi se întâmple. Așa. Și aici este un kit pentru sprâncene. Vedeți că am să-l și desfac. Vedem cum arată. Și ăsta aia, la fel, este sigilat. Îmi plac foarte mult produsele de make-up de la Gerovital. Nu neapărat produsele de la Gerovital. Uite că am aici. Apropo, că eu venisem pregătită ca să vedeți ce fată. Așa. Eu am vrut înainte de a filma să mă dau cu acest fond de ten. Și să vă spun că este minunat acest fond de ten. Este Gerovital Skin Foundation Nude SPF 10 Beauty. Lorena, Mademoiselle Lorena, cred că l-a prezentat ceva mai bine. Bine, ea cunoaște mult mai bine produsele de make-up și a făcut și niște ședințe de make-up. Apropo, Farmec, când o aduceți pe Lorena la București să ne macheze și pe noi? Da. Am vrut să mă dau să mă dau cu el, dar m-am luat în viteză și n-am mai apucat. Dar vreau să vă spun că este un fond de ten la care am rămas ceva de genul, ok, de ce nu se comunică mai mult despre acest fond de ten? Da, produsele acestea nu sunt spectaculoase, n-au sticle de alea de nu știu care, nu fac efecte speciale și, în general, produsele de make-up Gerovital nu sunt așa să sară în ochi și să-ți asigure niște un machiaj neapărat spectaculos, deși am văzut la Lorena ce face cu acele farturi, dar fondul ăsta de ten este super mișto, adică este super mișto pentru mine. De ce? Este hidratant odată, este ușor, este ca și un second skin. Foarte mișto fondul ăsta de ten, ar trebui să-i fac un review, sincer.
Așa și aici. E o cutiuță, iar frumos ambalată, dar nu ți atrage, că nu ți sare în ochi, nu e cu sclipici, nu e cu auriu, nu e cu... Este exact elegantă cum trebuie să fie o casetă de make-up pentru doamne, și asta este specială pentru sprâncene, și asta frumos sigilată. Și aici în interior ai paletuța. Așa arată. Super elegantă. Mie îmi plac ambalajele astea mai discrete, mai elegante. Nu pot să zic că nu-mi plac și ambalajele opulente și așa mai departe. Dar ăsta este un elegant pe care îl remarci imediat. Un elegant fără a-ți sări. Înțelegeți voi, știți ambalajele cu tot felul de bling-blinguri. Da, ăsta e. Ai și o oglindă suficient de mare și aici ai fardurile necesare și... wow, ce mișto e! Este pensulica care îți asigură machiajul sprâncenelor. Haideți că am să o scot de aici. Este... Are o parte... Ce nu vreau să focalizeze... Are o parte cu periuță și o parte cu tășită. N-am scos eu din asta pentru că în cazul în care mă hotărăsc să o fac cuiva cadou, n-aș vrea să ating pensulica. De ce spun asta? Eu recunosc că mă duc să fac sprâncenele mereu la cineva pentru că nu sunt atât de nu mă pricep chiar atât de bine să mi le aranjez calme pentru că am niște sprâncene dificile. Și ce mai am aici? Mai am un rimel. Deci mie cutia mi se pare foarte mișto. Pentru 130 de lei este exact genul de cutie elegantă, elegantă, frumoasă și care rivalizează cu mărci care sunt ceva mai sus poziționate. E adevărat, și ele cu calitatea și cu frumusețea lor, n-am să vă spun acum, vai, nu mai las produse de high-end, dar asta este ceva de genul, nu ai poate foarte mulți bani, dar ți-ai dori să faci un cadou care să exprime ceva foarte fin, foarte delicat, foarte, să vă zic, la care te-ai gândit ceva. Asta se vede că este un cadou gândit, un cadou foarte frumos gândit, foarte frumos cutia. Deci, nu știu cine a gândit, nu știu cine le gândește la... Gerovital, dar e o persoană cu foarte mult bun gust și cu simț practic. Și asta este cealaltă cutie, care mai zis, asta este 69 de lei, în care ai o apă micelară și un rimel. Și asta vine frumos în cutie, tot așa sigilată și ea, un cerculeț aici. Să o desfacem și pe asta ca să vedem exact cum arată produsele. Hopa! Nu vreau să o stric. Da, asigurate așa frumos nu într-o ca să nu se plimbe și ai apa micelară H3. Este apa lor micelară cu acid hialuronic, care am zis că este cea mai premiată și cea mai populară, dar are și aici votat ceva, probabil că a intrat în acele sisteme de evaluare ale consumatorilor, care sunt organizate oficial de companii care se pricep la așa ceva. Și un rimel Devilish. Deci, și asta este un cadou, la fel, nu super redus, dar recunosc, ăsta îmi place mult mai mult, adică ăsta ați văzut și voi, m-a lăsat bușbe, cum se zice, în gură cască. Iar ăsta îmi place foarte mult ca și cutie, este foarte practic și na, pentru 70 de lei, se pare super decent ca și preț. Acum fiecare o să vă organizați cadourile, și în așa fel încât să vă descurcați și ca buget, dar și ca preferințe, iar pe farmec.ro am văzut suficiente opțiuni și v-am arătat și setul acela la început, 16 lei, cu produse în format travel size. Astea au fost ideile mele de cadouri, inspirate de cei de la Farmec. Chestiile pentru bărbați, vi le readuc aminte, da? Casetele pentru doamne. Și sunt foarte curioasă dacă voi aveți alte idei de cadouri de la Farmec pe care le-ați văzut acolo sau alte produse foarte mișto de la Farmec pe care vreți să mi le recomandați să le încerc, deși eu tot trec prin ele, pentru că oamenii ăștia de la Farmec, apropo, chiar mă întreb. Eu mereu când deschid intru acolo pe produse noi, mai apare ceva și mi se pare mișto acest lucru. Asta a fost tot.